Alu parizianu râse jocoritor, se sculă de la masă și le plăti consumația. Le puse apoi mâinile pe umeri, îl rugă pe Nilă să aibă grijă de tatăl său, să-l ia să iasă doarmă cu el și fără să le mai adreseze vreun cuvânt, ieși din cârciumă și îi lăsa acolo, să stea mai departe și să se îmbete toți patru pe cont propriu. Poate că tatălui său o să-i spună cei trei ce se întâmplase totuși între ei și Moromete, de plecase unchiul său în aceea seară, îndărât. Se dădu jos și o lua spre Belvedere. Pe aproape se afla clădirea Marelui Cotidian, în redacția căruia fusese angajat de curând de către chiar directorul și proprietarul ziarului, stârnind neîncrederea celor care pentru a fi acolo, unde acest tinerel ajunsese dintr-o dată, le trebuiseră ani lungi de ucenicie și corvoadă. Ce o să facă? Rânjiseră ei fără prietenie. Cum o să se descurce? Fiindcă nimeni n-avea chef să-l învețe sau să-l cruțe. Nimeni nu știa însă că imediat ce al lui Parizianu părăsise spațiosul birou al patronului, acesta își chemase secretara să vie la mine Nichi Dumitrescu. Era secretarul general de redacție, un inscund și corpolent, fără să fie obez, cu o expresie liniștită și inteligentă pe chipul lui, de asemenea rotund, fără să fie gras. Nichi îl luase imediat în primire patronul, ridicându-și în sus enormele sale sprâncene țigănești. Am trimis la tine un băiat neîmbrăcat, neîncălțat și nemâncat, dar care nu mă întreba ce impresie mi-a făcut, fiindcă n-am timp să-ți răspund. Uite aici un ajutor pentru el. Încasează suma de la caserie și fă ceea ce știi că e în obiceiul meu să fac în asemenea rarisime împrejurări. Dă-i restul de bani să-i ajungă până la prima chenzină și al cu dumneata și învață-l ce este un ziar, cum se scrie și cum se tipărește. Nu-l pune pe el să scrie nimic. Asta am să o fac eu însumi la timpul potrivit. Până atunci să n-aude el, fiindcă înseamnă că o să aude rău. Strigase deodată patronul Și vinovat vei fi dumneata și nu el Fiindcă nu mi-ai luat în serios recomandarea Și nu te-ai ocupat de el cu toată sinceritatea și toată căldura E în regulă, domnule director Șoptise secretarul general de redacție Uitându-se direct în ochii patronului Nu înainte de a lăsa să se scrugă câteva clipe lungi până să răspundă hm, Nu era o glumă, se gândea se întâmplase ceva între acel tânăr și patron și nu intra în discuție să pună la îndoială revelațiile sale tocmai el, Nichi Dumitrescu, care nu numai că îl admira, asemeni sutelor de mii de cititori care îi urmăreau articolele de pe prima pagină. Dar îi era și devotat în adâncul sufletului, fiindcă într-un fel asemănător procedase și cu el, cu mulți ani în urmă, și îl ajutase să ajungă mâna lui dreaptă în redacție. E în regulă, repetase. Vă promit că nu veți mai auzi nimic despre el decât atunci când veți considera că vă va fi util și atunci veți găsi în el omul pe care l-ați descoperit gata să facă ceea ce o să-i cereți. În acest timp, cât vorbise, secretarul general de redacție văzuse cum patronul își desface cravata sa de mătase de la gât și o aruncă pe birou. Da, gândi el, iată același gest, dă-i asta din partea mea! Și ochii patronului se holbară spunând aceste cuvinte. Imediat ca la un semnal, celălalt se ridicase în picioare. Asta era semnificația acelei uitături: că tot ceea ce trebuia spus se spusese și că omul sau colaboratorul din fața lui trebuia să se ridice și să plece. Nichi Dumitrescu băgase cravata în buzunar și se înclinase. Ieșise apoi și o luase pe un culoar lung și, într-adevăr, în dreptul ușii care se afla la același etaj cu direcția și redacția politică, îl aștepta un tânăr, care arăta chiar așa cum spusese patronul său, nu atât neîmbrăcat și neîncălțat, cât slab, cu fața emaciată și cu o neliniște adâncă în privirea lui matură. Ai fi zis că arăta de 30 de ani și nu de 19 câți avea. De ce stai aici? Hai înăuntru!" îi spuse Nichi Dumitrescu cu un glas șoptit, familiar și aproape frățesc. Trebuia să-i alunge neliniștea. Patronul îl angaja. Îi deschise o ușă și îi făcu semn cu mâna să intre. În birou se așeză și continuă cu același glas, ca și când ei doi s-ar fi cunoscut de mult și acum se revedeau și Nichi era uimit. Ce e cu părul ăla de pe cap? Du-te și te tunde colea la colț. Uite, așa ca mine să arăți. Ca un bărbat, nu ca o fată. Ai bani? N-ai. Du-te și mănâncă și întoarce-te aici că avem treabă. Unde stai? Ai casă? Nu, Răspunsea lui Parizianul. Unde dormi? Am un văr care e portar într-un bloc pe cea a rosetii. Dor pe jos? Nu chiar ne înghesuim. O să vină și casa la rând. Cel mai bine e să-ți iei o garsonieră mobilată. O să te coste mult, dar nu merită să faci economie la bani și să stai într-o chichinață. Nu-ți merge gândul bine decât într-o cameră bună. Asta e teoria mea. Ia pentru moment mie asta și du-te și fă ce ți-am spus. Te întorci peste două ceasuri aici la mine în birou, fiindcă trebuie să mergem pe urmă undeva. Alu Parizianu gândea. Eu nici nu știu cine e acest om, dar trebuie să fac tot ce îmi spune el. Mă tratează ca pe un orfan sau ca un ucenic, dar nu sunt oare și una și alta? Și ieșise și se întorsese peste două ceasuri. I se vedeau vinele gâtului și urechile, deși nu era nimic mare la el, nici urechile, nici gâtul. Dar Nichi Dumitrescu arăta mulțumit când îi aruncă o privire și îl văzu cât de golaș arăta acum, în timp ce alu parizianu gândea. Ăsta e un om serios? Sau care nu prea are simțul umorului? nu vede cât de urât arăt? Nu, Nichi Dumitrescu nu găsea că băiatul arăta caragios. Îl luă de braț și ieșiră imediat pe calea victoriei, ca doi vechi prieteni care se bucură că sunt împreună și care vorbesc puțin. Plăcerea era că mergeau unul lângă celălalt, nu prea grăbiți, cu un scop pe care îl știa numai unul dar pe care avea să-l afle curând și celălalt. În dreptul galeriilor Lafayette se opriră și cel mai mic de statură, dar cu mersul mai sigur, de bucureștean care își cunoaște de mic străzile și marile magazine ale orașului său, îl luă de braț și intră cu el înăuntru. Urcare la un etaj, prin mulțimea care se înghesuia peste tot și în dreptul unui raion, Nichi Dumitrescu se adresă vânzătoarei. Vă rog să vedeți ce număr poartă domnul la gât și să ne dați o jumătate de duzină de cămăși de toate modelele. Și în timp ce vânzătoarea îi servea, cel mai scund de statură o interoga. Cu tare lucruri de lenjerie avea, dar cu tare. Și plăti și o lă înainte, spre alt etaj, unde al lui Parisian încercă un costum nou, pantofi în picioare, un palton, o căciulă și până și mănuși. Oricât se străduia să arate că e stăpân pe sine, se vedea cât e de fericit, nu fiindcă îi se cumpărau toate acele lucruri, ci fiindcă îi se dovedea în felul acesta că îi se pregătește ceva decisiv în viața lui. Intra undeva Într-o familie necunoscută, dar puternică, de a cărei existență își lega soarta. Nu avea îndoieli, fusese primit pentru ceea ce știa că e el și nu din întâmplare sau dintr-o greșeală. Se întâmplase această minune. Ei, bravo! îi zise apoi protectorul său în stradă, fără să-l bată pe umeri, deși alu parizianul. A avea exact expresia stingherită a celui care se așteaptă tocmai la un gest de acest fel. Dar gestul nu fu făcut. O expresie liniștită de respect se citea pe chipul celuilalt. Acum, continuă el, ai să pleci, să te îmbraci cu toate astea și să te obișnuiești cu gândul că ești angajatul ziarului nostru. Ți s-a dat un avans din salariu, iată și restul, și uite și adresa mea, și îi dădu o carte de vizită. Vin seară pe la mine, luăm masa împreună și stăm de vorbă să ne cunoaștem. Acum, zise acest om scund, o să te duc acasă, fiindcă n-ai să poți face un pas cu toate chestiile astea în brațe, și luară un taxi. La coborâre, ziaristul scoase din buzunar o cravată de culoare verde și i-o dădu spunându-i și din partea cui venea. Era ca un talisman. Niki îi ură noroc. Povestește, zise apoi Niki seara la masă, în timp ce sora acestuia servea. Era o elevă cu chipul alb, ca de marmură, și părul castaniu strălucitor îi cădea în valuri pe umeri și era uimitor ca o fată atât de tânără să aibă o astfel de bogăție de păr, fiindcă, după câte am dedus eu, adăugă gazda, nu ești o rudă îndepărtată a patronului. Pe cele apropiate le cunoaștem noi. Și nici nu i-ai fost recomandat de cineva. Te-a descoperit singur. Cum s-a întâmplat? Ce rău îmi pare, răspunse Ștefan, că nu știu să povestesc despre mine, tot ce știu despre mine, adăugă el cu un sufletire, e că mă fascinează toți ceilalți. Dar ce sunt eu? Ce gândesc eu? Nimic. Am impresia că sunt nimic. Mă gândesc chiar ce o să fac eu dacă se pot igni. Îi veni să la timp gândul că nu trebuie să spună tot ceea ce îi trecea prin cap. Nu trebuie să-ți faci complexe, zise ziaristul. Așa este, nu știi nimic, dar o să te învăț eu. Nu te gândi că te-am angajat să scrii, ci să înveți, să ajungi să faci ziarul nostru singur. Scrisul, asta numai în cazuri de urgență, în orice caz mai târziu, nu te gândi la asta. Chipul băiatului se destinse și o secretă îngrijorare pieri din luminile ochilor săi. O mare încredere și o expresie totală de recunoștință i se așternu pe obraji care de căldură se învăluiră parcă într-o ceață, înmuindu-le asperitățile. În timpuri normale, patronul te-ar fi trimis la Paris, continuă ziaristul si cu aceeași voce șoptită, care favoriza destăinuirile. Era roz de curiozitate să afle cum nimerise acest băiat în biroul patronului și ce anume se petrecuse acolo între ei doi. Știi franțuzește? Atât cât se poate învăța în patru ani de liceu. Te descurci? Cred că da. Poate că chiar te trimite. Asta depinde de ce o să ni se întâmple. Dumneavoastră ați fost, desigur, trimis de el? Da, răspunse ziaristul cu un glas care parcă adăuga. Da, el poate face astfel de lucruri și le face. Bineînțeles, reluă Nichi Dumitrescu, să nu crezi că a trimis pe mulți la Paris sau că toți patronii de ziare fac acest lucru. Nu? În acest timp, eleva, ignorată atât de frate cât și de musafir, după ce îi țintui cu priviri insistente care scânteiau ca și când ar fi avut ochi cu mii de fațete, ca ai furnicilor, le servi cafele și se retrase. Mulțumesc pentru masă, Luchi, zise fratele. Noapte bună! Ștefan se răsuci uimit, ca și când abia atunci și-ar fi dat seama că masa nu se servise de la sine, și murmură și el ceva. Să vă fie de bine, răspunse eleva ironic, și părăsi sufrageria, fără să le arate chiar spatele, dar nici toată fața care, într-o fracțiune de secundă, i se părul lui Ștefan că avea gura strâmbată într-un surs bizar. Numai din profil se mai lăsă văzută și pierii urcând încet o scară interioară. Nichi Dumitrescu locuia pe bulevardul Banu Manta, într-o casă care din poartă și de la distanța pe care o crea o curte lungă semăna cu un mic castel. Avea ferestre cu tot felul de cornișe și fațada cu tot felul de balcoane, iar acoperișul mici turnulețe țuguiate. Impresia pe care ți-o crea era că trebuia să fie avut multe camere, când de fapt nu avea decât patru mai mari și două mai mititele. Sufrageria, holul și biroul formau o singură încăpere. E drept foarte spațioasă și care la nevoie putea fi despărțită prin glasvandurile care însă stăteau date la perete. Iar deasupra erau dormitoarele. Nichi Dumitrescu și sora lui locuiau aici cu părinții. Tatăl, colonel pensionar, care se retrăseseră într-una din trei camere de sus, unde aveau tot ce le trebuia pentru ca să nu-i pe copii. Nu luau masa împreună decât duminicile la prânz sau când aveau ca musafiri rude sau prieteni comuni. Părinții avuseseră această inițiativă, cu gândul că Nichi se putea oricând căsători, ca și Luchi de altfel. Să-și primească musafirii de vârsta lor, fără să fie turburați de prezența bătrânilor, chiar invizibilă. Ștefan găsise ușor strada și casa, al cărei nume era apropiat de Bulevardul Filantropia, și în costumul său nou și cu cravata patronului la gât, sunase la intrare în stradă. Casa i se păruse și pe din afară și era și pe dinăuntru un vis. Mai ales acolo unde stăteau jos, fără să mai știe ce este în rest, i se părea că se află într-o curte, dar care avea ziduri Încărcate de trei, patru biblioteci scunde, fără geam, de aplice care ardeau cu lumânări electrice, și de tablouri nenumărate, și un plafon alb luminat de candelabre cu lumina discretă, care nu te orbea, dar lumina tot. Ferestrele, însă, erau cam mici, abia puteai să le descoperi. Pe semne că așa fusese moda pe vremea când se construise această casă băuseră țuici și mâncaseră la ele măsline. Pe urmă, eleva, care se vedea că era foarte pricepută în ale bucătăriei, a dus în niște cești un lichid care ai fi zis că era ceai, dar care avea gust de carne și înăuntru plutea un gălbenuș de ou nefiert. Pe urmă, alte feluri pe care al lui le mâncă, întrebându-se cum se putea ca o fată să pregătească în felul acesta carnea cu ciuperci și totul să fie atât de fraged și de bun. La liceul din Pălămida unde mâncase atâția ani la gazda sa griș cu lapte, felul întâi, și aproape invariabila mâncare de cartof cu carne, carnea aceea, cu toate că el era veșnic flămând, era de nemâncat. Nu numai că trebuia să tragi de ea, dar avea și acel miros greoi pe care îl căpăta din cauza alăturării cu cartofii răugătiți, mirosind și ei a ceva care îți amintea de originea lor de tuberculi crescuți în pământ. Nici acasă maică-sa și nici bunica așa, pariziancă, precum fusese, nu știau să facă altceva decât friptură prăjită în tigaie. Băuse răvin alb și pentru întâia oară îi plăcuse această licoare pe care nu o cunoștea. Vinul de acasă nu îl deosebise niciodată de poșircă, acel scârbos preparat din prune și apă pe care îl cumpărau cei săraci iarna de la mocanii care îl aduceau în Putin și pe care îl mâncau cu mămăligă. Trebuie atunci să presupun, zise Nichi, că dacă nu știi să povestești despre tine însuți, poți o faci despre ceilalți. Și acolo mă poticnesc când intră în cauză simțirea mea, răspunse Ștefan. Încearcă, zise Nichi, cunoaște-te pe tine însuți, încercând să povestești despre ceea ce ți se întâmplă, fiindcă nu o să te cred că te-a dus Dumnezeu din cer în biroul patronului. Și Sfântul Duh i-a suflat lui pe urmă în ureche că tu ești un băiat înzestrat. Alu Parizianu râse în voie de aceste cuvinte și spuse că e foarte ciudat, dar chiar că e greu să-și dea seama și să povestească cum s-au petrecut lucrurile. O să încerce însă. Când ajung la această acțiune de care pomeniți, de a te cunoaște pe tine însuți, Mă simt foarte descurajat, începu el. Nu văd înaintea mea decât cerul și pământul, care îmi plac foarte mult. Pământul îmi place așa cum e, negru și tăcut. Îmi place că ne duce în spinare pe toți și ne dă și un post final. Francezul are o expresie cu care te îndeamnă să explici până la urmă ce vrei să spui și cu care te ia și puțin la vale, zise Nichi, văzând că băiatul tăcuse foarte filozofic. Epii, așa este și etalor, e un șmecher, gândea ziaristul. Nu vrea să spună cum a ajuns el deodată în biroul patronului și cum de nu l-a strivit patronul cu un răgnet și nu l-a dat afară. N-ai pornit-o cum trebuie, zise Nichi fără ironie. Lasă chestia cu cunoaștere de sine și spune: De ce ai plecat de acasă? Am plecat să mă arănesc, zise alu parizianul, adică să-mi fac un rost, că nu mai puteau părinții să mă țină la liceu. Nu te cred, zise Nichi reflectând și tăind capătul unui traboc pe care apoi l-a și început să-l țină în gură. Puteai să te arănești și în sat! În zilele noastre învățătorul e chemat în concentrare, puteai să-ți locul unuia ca suplinitor și, între timp, să-ți dai examenele în particular. Așa aș fi făcut, recunoscu Ștefan, surprins, dar am plecat de acasă cu un gând. Numai că să vedeți, gândul acesta, când am ajuns la București, l-am pierdut și am început să rătăcesc pe străzi. O să mă întrebați cum se poate pierde un gând. Nici eu nu-mi dau seama, adică nu pot să răspund cum s-a întâmplat că odată ajuns aici, am uitat de ce am venit. Să știți, eu înțeleg greu, adăuga lui Parizianu, cu glasul celui care cere pentru viitor protecție. De pildă, la cinema, când mergeam la liceu, și chiar și acum, văd că lumea râde, și eu nu înțeleg de ce. Adică, văd faptele, dar nu înțeleg ce e de râs. În același timp, am plecat din sat cu două amintiri grele. Una, o fată la care țineam, și care, tocmai când a aflat că o să plec din sat, s-a hotărât să-mi arate că și ea ține la mine. Gândul la ea că o lăsam acolo e o fată cu firea puternică, dar foarte săracă. Adică n-are nimic, nu se are decât pe ea. Asta e toată averea ei, care însă te pune pe gânduri când o cunoști. Gândul ăsta, deci, că avea să se piardă pentru totdeauna pe ulița ei, într-un trecut tot mai îndepărtat, îmi apăsa inima ca și când Poate că exageram, poate că nu ținea ea chiar așa de mult la mine. Mi-a și spus că mă așteaptă doi ani și pe urmă se mărită. Mi-a și dat de înțeles că are pe unul la care se gândește. Dar e ceva să știi că ființa cuiva tinde spre tine și nu e ușor să scapi de dorința de a te uni cu ea, orice ar fi, la bine și la rău am bănuiala și mă simt și acum foarte trist când mă gândesc că lucrurile acestea nu ni se întâmplă foarte des în viață. Poate chiar rar, de două ori și foarte adesea chiar o Și singurul gând care mă neliniștește este calea lăsată deschisă de ea că oricând aș putea, aș putea, nu prea cred cum să ai grijă de cineva și să legi de viața ta, când propria ta viață, da ce? Adică cum? Fiindcă la ele munca e un rost mare, sunt fericite când muncesc. Le-am văzut chipurile aprinse sub basma în timp ce întorceau peste mână jerba de grâu. Grija de bărbat să-i gătească, să-i facă copii, nu le ajunge sunt ființe umane, au nevoie să scape din când în când de jugul existenței care e mereu același. Scularea, deretecatul, copiii să-i la fund, mâncarea, culcarea, apoi iar de la început, sărbătorile sunt puține, petrecerile sărace, mai mult sufletul petrece decât trupul. Câmpul e o sărbătoare mare, deși trupul trudește. Se simt întregi în cântecul ciocârliei și al palacului și în răpăitul ploilor care le spală chipurile arse de soare. Mi-e drag de ea acolo, să-i văd mâinile vrednice înnegrite de arșiță, dar nu aici, într-o cameră unde poate ar tânji după soare, după păsări și animale. Poate că mă înșel, dar dacă nu mă înșel, pot eu să risc Mă plimbam de dimineața și până seara pe străzi și bulevarde și orașul orbitor mă făcea să o uit tot mai mult. Numai seara, gândul la ea, mi se furișa în inimă ca amintirea gestului timid și inocent al unui copil. O vedeam cum se culca și ea cu mine în același gând și apoi adormeam dus până dimineața târziu când o uitam cu totul. Dimineața îmi venea în minte satul așa cum îl lăsasem. Și mă întrebam, ce s-o fi petrecând acolo? Fiindcă înainte de a pleca, am asistat la o execuție publică, barbară, săvârșită de legionari. Și pe urmă am aflat că în secret săvârșiseră și o crimă în aceeași zi. Omorâsără în bătaie pe unul din cei mai interesanți oameni din sat. Nu știu pentru ce. E o enigmă pentru mine. Lucrul care m-a era în saltul. Satul era inert și pregătit parcă pentru a da noi victime. Cum e posibil acest lucru? Satul parcă era decapitat. Unde erau vechii conducători ai țărănimii? Unde se ascunseseră? Pe mâna cui lăsaseră ei pe foștii lor alegători? Rătăceam pe străzi și din când în când îmi venea în minte Dumitru Lunaie, un uriaș întins în căruță, mort, și alaiul rudelor plângând deasupra lui gelania eternă, din care nu se înțelegea nicio clipă că moartea acelui om nu fusese firească, ci cumplită. Într-o zi, în plin bulevard, se oprește în dreptul meu un camion și șoferul îmi strigă să urc alături. Am urcat. Era un om de la noi din sat pe care îl chema Popa Gheorghe, dar lumea îi spunea, nu se știe de ce, Megherel. Ce faci tu pe aici, mă, Megherel?" îi zic. De când ai ajuns tu șofer la București?" Nu de mult," zise ăsta, și pe urmă aflu că era legionar și că lucra la Casa Verde. M-am uitat la el în timp ce vorbeam și eram și atent la spusele lui, să-mi dau seama de ce era el legionar. În câteva minute am aflat: Păi, dacă m-au chemat, a zis el, fusese chemat. Pentru un om pe care, în general, nu-l cheamă nimeni nicăieri și care nu știe ce se petrece pe lume, prima chemare e ca prima muiere, nu alegi o ducea bine, avea leafă mai bună, își căutase altă casă. Bravo, mă, Meghere, îi zic, te-ai aranjat, ținte bine. Între timp, ajunsesem la destinație și ne dădurăm jos. Casa verde, eu am crezut că era chiar verde, când colo era o clădire obișnuită. Așteaptă-mă, nițel, zise consăteanul meu să dau în primire la astea. Plimbă te și tu nițel pe Hugh Gârli și vin și eu să mergem pe urmă să luăm ceva și să bem o bere. Așa se spunea la noi în sat, la cheiul gârlei. Am ieșit spre chei și am început să mă plimb. Mă gândeam. Casa verde arăta destul de pașnic. Orașul părea și el liniștit. Lumea se plimba pe străzi nepăsătoare în timp ce aici, colo, în marile vitrine, apărea portretul unui general, cu chipul sever și concentrat, expresie asiguranței de sine, care trebuia să ne fie transmisă și nouă. Și un alt portret, ăsta mă ținuse minute în șir în fața lui, era o pictură. O figură de bărbat chipeș, cu frizură înaltă, dar nu revărsată, cu ochii albaștri, chipul prelung, tânăr, cu un fel de șnur verde la gât în loc de cravată, și cu o bundă țărănească în loc de haină. Sub acest portret ardeau lumânări. Hotărât, aceste lumânări aprinse erau menite să ne sugereze că omul acela era un sfânt sau un martir. Știam cine e. Era capitanul. Corneliu Zelea Codreanu. Lumea trecea pe lângă el și în afară de mine, și în afară de mine, în acele minute, nimeni nu se oprea să se uite. Se uitaseră înainte. De câteva ori văzusem legionari în grupuri mari, odată trecând pe splaiul Unirii cântând, altă dată pe calea Victoriei, îi urmărisem până la Palatul Regal. Nimic neliniștitor, Moartea lui Dumitru lui Naie mi se părea că e o crimă izolată, bazată pe răzbunare și că acum, după ce luaseră puterea, legionarii n-aveau să mai fie cei dinainte. Megherel veni și intrară în pe alături într-un bufet pe care scria frații Rohus. În viața mea n-am mâncat mezeluri mai bune ca acolo cu Megherel ăsta, care a făcut cinste, așa cum promisese. Am băut bere, franze la moale, mezeluri de-astea făcile când le mâncai și bere. Hm. Eram foarte flămând, fiindcă banii dați de tata se terminaseră și bietul neanilă, vărul ăsta al meu, tocmai îi născuse muiera. O trimisese la țară și păstra pentru ea aproape toată leafa. De unde să mai îmi dea și mie? Pe urmă ne-am despărțit și ne-am notat fiecare adresele și el mi-a dat și adresa unui alt consătean de-al nostru, profesor la liceul Mihai Viteazul, mare legionar ăsta, un individ foarte distins ca intelectual și care avea un picior echin. Mi-aduc aminte că l-am văzut odată într-o vacanță de Crăciun în sat, într-un pluton de legionari, mărșăluind pe șoseaua mare a comunei și cântând Ștefan Voda al Moldovei. El era în frunte, și din pricina șchiopătatului său foarte adânc, plutonul mergea mai încet. Dar asta parcă impresiona mai mult, rărea ritmul cântecului și îi dădea o forță stăpânită, fără greș. M-am dus chiar a doua zi și am sunat la ușa lui. Nu era acasă, dar nevastă sa mi-a spus că știe când se întoarce, să trec diseară pe la orele șapte, o să-i facă plăcere să vadă un consătean. A, îl aud că mă întâmpină, deschizându-mi ușa. Când am revenit și am sunat din nou. Alu Parizianu zice, ce e cu tine la București? Nu i-am răspuns, fiindcă denumirea Alu Parizianu, cum mi se spune în sat, deodată m-a șocat fiindcă bunica l-a făcut pe tata cu un parizian când a luat-o cu ea boeroaica de atunci a mușiei și și-a petrecut o vacanță la Paris, eu fiind, după cum vedeți, un fel de nepot al unui fel de Figaro care mi-a rămas și o să-mi rămână pentru totdeauna un necunoscut. Nu m-a supărat niciodată porecla asta care în sat, în cataloage, se transformase în nume. Aici parcă m-a trezit dintr-o buimăceală, bineînțeles numai pentru câteva clipe, adică mi-am dat seama că deși sunt la București, de fapt n-am plecat încă din sat. Profesorul Cotigă, așa îl chema Traian Cotigă, nume de roman cu prenume de unealtă agricolă, chiar mi-a spus, ce mai e prin sat? Ca unuia care firește vine de acolo și se va reîntoarce acolo. Nu mai știu nimic, i-am răspuns, și nici nu o să mai știu. De ce? Vrei să rămâi la București? Dar ce să faci? O să văd. Am intrat în casă și profesorul m-a invitat să stau jos. Nu era grăbit, dar am înțeles că vroia să știe dacă venisem la el cu un scop. Dacă da, era bine să intru direct în subiect și el o să-mi spună îndată, fără ocol, dacă poate sau nu, să facă ceva pentru mine. Expresia sa spunea că mai degrabă nu, nu fiindcă n-ar fi vrut, ci pentru că mari posibilități nu avea. Mi-a și spus preventiv: Eu sunt acum director al liceului. Dacă vrei cumva să-ți continui studiile în particular, pot să te ajut. Nu, domn profesor, zic, nu mai pot să-mi continui studiile. De ce? zice el mirat sunt prea mare, psihologic vorbind, pentru a mai face pe elevul. Am peste 19 ani. Ar trebui să fiu student, în timp ce eu abia aș intra într-a cincea de liceu dacă aș continua. A, da, înțeleg, zice. Te-a dat taică tu târziu la școală, mi-aduc aminte. Ei, exclamă el, atunci ar trebui să intri undeva. Dar unde? Lăsați, domn profesor, zic mă descurc eu. Dumneavoastră, ce mai faceți? Eu, zise el surprins de tonul meu, care parcă spunea, eu, al lui fac bine. Dumneata, ce faci? Ce vrei să spui? zice el. Am impresia că tu îmi porți grija în loc să ți-o port eu ție. Ia auzi. Domn profesor, zic, știi ce s-a întâmplat la noi în sat cu Dumitru lui Naie? Da, mă Ștefane, am auzit. Și ce te nemulțumește? Îl văd că se ridică din fotoliu și începe să se plimbe prin hol cu pași rari și adânci, deodată la pândă, fulgerându-mă din priviri. Piciorul său de cal parcă îmi bocănea în cap. Cum, domn profesor, zic, de ce au înfăptuit legionarii de la noi această crimă? E o întâmplare care se va sfârși până la urmă cu pedepsirea celor vinovați sau este un început? Toată lumea ne pune tot felul de întrebări, îl aud că zice, și noi, trebuie să ți-o spun din capul locului, nu răspundem decât celor de bună credință, celorlalți nu le răspundem. Tu cum ești? Domn profesor, zic eu, toți suntem oameni și dacă suntem de rea credință, trebuie să ni se spulbere temerile ca să devenim de bună credință. Nu este ăsta scopul oricărui partid care vrea să guverneze. Cred că nu presupuneți că e comod pentru dumneavoastră să guvernați peste dușmani și nici nu e posibil să îi lăturați pe toți prin execuții publice dacă ei sunt mulți. Asta n-ar face decât să-i determine în prudență Asta n-ar face decât să-i determine la prudență, dar v pândi tot timpul și nu v-ar cruța în momentul în care s-ar un prilej favorabil să vă răstoarne. Și atunci, soarta pe care v-ar rezerva-o, odată învinși, n-ar fi de invidiat. Știu asta din istorie. Istoria a fost și rămâne pasiunea mea. În prezent, istoria e foarte amenințătoare cu noi. Ne-a și ciopârțit. Sperăm toți că nu ne rezervă din umbră noi nenorociri. Îmi dau seama că sunteți acum împinși pe crestele ei și mă întreb și eu ce o să se întâmple, ce o să fie. Profesorul se plimba din ce în ce mai preocupat. În cele din urmă se opri în dreptul bibliotecii și început să caute niște cărți. Făcu un pachet din vreo trei și veni cu ele spre mine. Dacă te pasionează istoria, zise, ar trebui să cunoști și istoria mișcării. După felul cum vorbești, însă, se vede că nu o cunoști. Uite, ia astea, citește-le și pe urmă stăm de vorbă. Pentru moment, răspunsul meu e următorul: Nu există pe lumea asta de plină armonie, nu e posibil. Legiunea are dușmani. E o realitate, n-avem ce face. Tineretul însă e cu noi și viitorul țării e al tineretului. Sper că ești de acord cu acest lucru. Domn profesor, nu știu dacă tineretul este în întregime sau chiar în majoritate cu dumneavoastră și chiar dacă ar fi, în istorie au apărut și astfel de generații care au stârnit numai nenorociri. Toată chestiunea stă aici. Frecventarea istoriei te-a făcut prea de timpuriu matur și sceptic, îl aud că îmi spune. Unde ți-e elanul? Care ți-e credința? N-ai vrea totuși să amânăm răspunsul la aceste întrebări fundamentale după ce ai să citești cărțile pe care ți le-am dat? Am rămas pe gânduri posomorât, cu cărțile în mână, le citisem. Erau pentru legionari de capitanul lor, cărticica șefului de cuib și cranii de lemn de Ionel Moța. Și mă întrebam de ce nu-i răspundeam pe loc, că le cunoșteam conținutul. Le citisem în liceu și fără să înțeleg chiar bine de ce, nu aderasem la ceea ce se spunea în ele. Stăteam acum, din nou, cu acele cărți în mână, tăcut, și îmi spuneam ce ar fi să mă mai uit odată prin ele? Să le recitesc și pe urmă să revin la discuția cu acest om, care nu era un simplu legionar ca Megherel și de la care puteam să întrezăresc discutând ceva din viitorul care ne aștepta. Bine, domn profesor, i-am spus și m-am ridicat și am plecat. M-a condus până la ușă și acolo a avut odată o idee și m-a apucat de braț. Știi ce? Ce-ar fi să mergi cu mine? Unde, domn profesor? Poi mâine, zice, se va întâmpla ceva în capitală. Te iau cu mine. Ce, domn profesor? Ai să vezi. Vino la liceu la ora 10. Plecăm de acolo. Bine, domn profesor. Zic după o clipă de șovăire, am să vin. Până atunci, termin și de citit astea. Și îi arăt cărțile. Perfect, la revedere, pe poi mâine. Am ieșit în stradă și am luat-o pe jos spre cea Profesorul locuia pe undeva pe lângă gara de est. Pe drum mi-am adus aminte cum s-au petrecut lucrurile când am citit prima oară acele cărți. Prima în special, când am ajuns la următoarea frază. Mișcarea noastră, înainte de a fi mișcare politică sau economică, este o mișcare spirituală. În care de va intra un om, la celălalt capăt, va trebui să iasă un erou. Am ridicat capul și am întrerupt lectura. Să iasă un erou pentru ce? M-am întrebat. În ce scop? Eroii apar în vederea a ceva sau pentru ceva? În ce scop, deci, aveți voi nevoie de eroi? Răspunsul era inclus chiar în text, în scopul impunerii celorlalți oameni a mișcării, care era înainte de toate spirituală. Spiritual în ce sens? Primul sens era credința în Hristos. Dar credința în Hristos nu era ceva nou. Ce era atunci nou? Nou era o amenințare la adresa celor de o altă credință în special a evreilor, care îl răstigniseră pe Nazarinean. Asta era baza. Ce mai era? Mai era, în ceea ce se spunea în acele cărți, ceva total, care sugera că vroiau să ajungă la putere și să nimicească pe toți ceilalți care erau dușmani ai mișcării. De ce erau dușmani? Nu se spunea în numele a ce trebuiau nimiciți ceilalți, în numele nației din care vreau să facă ceva ca soarele sfânt de pe cer. Cum? La asta iar nu exista nicăieri răspuns și de aici am înțeles că pentru ei nu era necesar să răspundă la o astfel de întrebare. Cum? O să vedem noi, să luăm întâi puterea și pe urmă ne punem pe treabă. În ce fel? Cu brațele suflecate, cu gândul la capitan. Am reluat lectura și am citit altă carte și până la urmă am descoperit totuși o idee care explica în ce fel s-a produs nașterea șefului, a capitanului. Nae Ionescu, se spunea acolo, fundamentase această idee printr-o viziune a destinului românesc teologică și metafizică a istoriei. Nu oamenii se spunea fac istoria, ci Dumnezeu. El este singurul cărmaciu, chivernisitor, guvernator, el este păstor, el singur, pentru că el singur transcende lumea. El singur poate fi stăpân. El sau supușii lui direcți, care se cheamă Rex sau Dominus. Iar când istoria e bolnavă, când reprezentanții lui Dumnezeu refuză vrednicia misiunii, cum era cazul acum cu actualii politicieni în frunte cu Regele, se poate anume ca Dumnezeu să treacă peste Rege sau Domn și să facă istoria prin popor. În acest caz, poporul hotărăște și lucrează el singur. Poporul, în totalitatea lui, se punea deodată această întrebare care m-a făcut să tresar. Nu, ci poporul prin aleșii lui, dar nu prin cei pe care îi alege, ci prin cei care se aleg. Se alege deci din nație un om care hotărăște pentru popor formidabil mi-a spus cum se alege dar nu din afara acestuia ci din lăuntrul lui căci el este poporul el nu reprezintă viața ci învierea menirea lui destinul și ideea ruperea istoriei și saltul în absolut asta ar fi deci destinul și ideea dar cum să rupi istoria? Și cum să sări în absolut? Desigur, el se alege din popor și face una cu țara, dar nu cu țara văzută, ci cu cea ideală. Imaginea lui simbolică este fulgerul care despică, nu cercul care împlinește, sabia, nu coroana. De aceea, în cântecele lor apăreau versurile. Țara, capitanul și arhanghelul din cer, cel cu sabia care despică. Fără ca să fiu chiar de plin conștient, în acei ani, eu aveam altceva în minte. Mie îmi plăcea credința simplă a părinților mei și lacrimile, la fel de simple, dar adevărate, ale tatălui, care nu e un om deosebit de ceilalți. Când i-am citit prima oară când eram mic, o poezie din manual intitulată Câinele soldatului. Sună așa dacă mai mi-aduc bine aminte. Rănit în războaie, soldatul căzuse și în puține zile chinuit muri. Departe de muma care îl crescuse și care îl iubi. Câinele însă nu-l părăsește, se așează pe mormântul lui și moare și el odată cu stăpânul. Astea sunt pentru mine valorile absolute. Sacrificiul pentru patrie, dar când ea e în primejdie și nu înainte, cu amenințări. Devotamentul de care și un câine e în stare, dar un om. Libertatea de a ieși nestingheri pe câmp să-i culegem roadele și încă alte valori spirituale ale civilizației noastre greco-creștine. Ajuns acasă la vărul ăsta al meu, am pus cărțile pe masă, fără niciun chef, nu numai de a le reciti, dar nici măcar de a le răsfoi. Vărul ăsta al meu, Nilă, zice, văzând cărțile. Ce e, mă? Vrei să te faci și tu legionar? Avusese un glas cam absent, înghesuit de griji. Contingentul lui din regimentul Dorobanți era deja concentrat pe zonă, și zicea că trebuie să-i vie și lui de la o zi la alta ordinul. Săracul se uita la mine cu grija asta în ochi, parcă mi-ar fi spus. Ce o să faci și tu? Cu ce o să plătești și tu chiria ca să mai stai aici? Dar nicio clipă nu mi-a făcut vreodată vreun reproș că de ce stau pe capul lui și nu muncesc. În schimb, mi-au făcut ceilalți veri și încă cum. Aceeași istorie. Că ce fac, că de ce am venit, că să ies la muncă, să vin la el la ateliere, la STB, să vorbească el cu inginerul, să mă ia ucenic. Bine, o să vin, dar nu acum. De ce nu acum? Cât o să te mai țină ăla? Hai bă, a sărit atunci vărul ăsta mai bun la inimă. Dați-vă naibii, adică naibii, Cel îl țineți voi, deștepților. Ăsta ajunge mare, nu ca voi. Formidabil. Avea intuiție, avea încredere în mine. De unde știu ei ce gândim acești oameni buni? Bineînțeles, om mare pentru el însemna în orice caz altceva decât ucenic, adică funcționar. Posibilitatea de a intra ucenic, bineînțeles că nu o respingeam din capul locului. În momentul acela eram însă preocupat de altceva. Unde voia să mă ducă profesorul Cotigă? Ce urma să se întâmple în capitală? Mergem la biserica Sfântului Ilie Gorgani. Mi-a spus el îndată ce am ajuns la ora la care ne înțelesesem. Era îmbrăcat cu o flanea de dedesubt, iar pe deasupra purta cămașa lor verde. Era cald și frumos, era octombrie. La biserica Sfântului Ilie Gorgani n-am înțeles bine ce era, o slujbă, nimic deosebit. În fața bisericii, mulțime de legionari, tot în cămăși verzi. Ajunsesem târziu, nu mai aveam loc în biserică sau profesorul n-avea acces, pentru că nici n-a încercat să intre. Un grup de ordine proteja intrarea și spre sfârșitul slujbei am fost împinși departe, încât n-am văzut decât capetele celor care ieșeau. Am tresărit recunoscusem în primii care apăruseră în pragul bisericii pe generalul Antonescu și alături de el pe șeful legiunii, Horia Sima. S-au urcat în mașini și au plecat. La întrebarea mea ce a fost aici, profesorul mi-a răspuns că a fost o slujbă pentru capitan. Legionarii s-au pus în mișcare și am pornit și noi. Mergeam printre cei care nu erau organizați și, pe drum, în timp ce ne îndreptam undeva, trecătorii se opreau și se uitau. Câte unul, gură cască, zelos sau simpatizant sau chiar legionar, dar mai mic, nechemat, adică la această manifestație pe care încă nu o înțelegeam, lua poziție de drepți și saluta cu salutul lor legionar, cu mâna de la inimă la cer. Plutoanele cântau un cântec din care am reținut versurile. Cei ce au căzut uciși de gloanțele dușmane pășesc în rând cu cei ce au rămas. Asta mi s-a părut interesant. Nu era răuzis. Începeau să mă impresioneze, cu toate că acest efect pe care îl resimțeam îmi dădeam foarte bine seama că era în afara conștiinței mele. Există vibrații ale sufletului străine de noi. Această stare s-a accentuat pe măsură ce asistam la ceea ce se petrecea. În primul rând, mulțimea adunată e ca o masă magnetică, mai puternică decât a ta. Am simțit acest lucru prima oară la un meci de fotbal, sport care mă distrează și pe mine ca pe toată lumea. La meciul acela am stat eu cu minte și că am plictisit vreun sfert de oră cu vărul meu Nilă. El m-a luat cu el, dar curând, după aceea, acest entuziasm al tribunelor m-a făcut și pe mine să încep să răgnesc. Hai, Venus! Hai, Ripensia! Uuu! Profesorul era mulțumit. Îmi citea probabil pe față că aceste cântece nu mă lăsau indiferent. Ceea ce a urmat însă m-a zguduit de-a binele. Să vedeți în ce sens. Pe bulevardul Brătianu, și apoi la vale pe bulevardul Elisabeta, ne-am unit cu alți legionari care ocupau toată lățimea bulevardului până la trotoare. Era o procesiune. În frunte era un cor care cânta, însă de asta dată, ceva bisericesc. Apoi veneau legionari purtând unii imense tăvi cu colivă și alții cruci sinistre pe umeri. În urma lor, înaintea o troiță uriașă, vie, formată din oameni care mergeau fără să nici măcar cu un pas. Apoi veneau preoți cu o preoți legionari și aproape amestecați cu ei, femei și bărbați, în doliu. Nu înțelegeam. Era o înmormântare? Profesorul, care părea copleșit, mi-a făcut un semn. Nu putea vorbi. Era emoționat. După câteva ceasuri de mers, am ajuns la Casa Verde, și acolo am văzut, câteva clipe după ce ne oprisem, cum sosesc unul după altul sicrie negre, lugubre, purtate pe umeri de legionari și depuse pe un podium în fața clădirii. Sunt 14, îmi șoptește profesorul. De ce tocmai 14? Îl întreb. E capitanul, zice el, Decemvirii și Nicadorii. Am înțeles. Capitanul 1, Decemvirii 10 fac 11 și Nicadorii 3 în total 14. Știam cine sunt și știam și cum muriseră, după ce ei, cei din tâi, asasinaseră pe Duca și pe Stelescu. Auzisem că Pestelescu, după ce îl împușcaseră pe patul lui din spitalul Brâncovenesc, îl ciopărțiseră în bucăți și începuseră într-un fel de dans primitiv canibalic al răzbunării să țopăie în jurul trupului mutilat. Îl urau în mod sălbatic pe acest dizident trădător. Am înțeles. Era o deshumare și urma reînhumarea și sanctificarea lor, chiar acolo, la Casa Verde, pe semne că fusese răgăsit de legionari abia acum. Auzisem că pe capitan, dușmanii săi îl îngropaseră la 8 metri în pământ, în adâncul unei păduri, cum de la totuși de oasele lui. Legionarii au început apoi să defileze prin fața sicrielor. Eu cu profesorul am rămas pe loc să ne uităm. Prapure enorme stăteau ridicate alături de coroane de flori aduse de grupuri de legionari și erau depuse la capătul sicrielor. La un moment dat am văzut că se apropie un grup de ofițeri germani cu zvastici pe braț și depun și ei o coroană la sicriul capitanului. Generalul era și el acolo, iar șeful legiunii s-a urcat pe podium și a început să facă un fel de apel defilarea se terminase. Ionel Moța, prezent, zic ceilalți, deși respectivul era de mult dus pe această lume. Vasile Marin, prezent, Sterie Ciumeti, prezent. Am auzit odată un astfel de apel în pădure, la noi, într-o seară, adormisem acolo și legionarii veniseră și ei tot acolo să-și țină ședința lor conspirativă acum erau chemați la apel, chiar cei ale căror rămășițe zăceau în sicriele negre. Capitanul, prezent. Caranica, prezent. Belimace, prezent. Ce nume? Caranica și Belimace. Nici nu sunt români, ca și Corneliu Zelea, Codreanu. Cei mai răi naționaliști sunt străinii. Camarazi, zice șeful legiunii, ne vom îndrepta, după ceremonia înhumării, spre piața 6 septembrie, pentru a ne aduce aminte acolo, împreună, în fața tuturor legionarilor și a prietenilor lor din capitală și provincie, de capitanul nostru și de ceilalți martiri care se vor odihni acum în veci la casa verde. Sicriele au fost ridicate și înhumate. Nu mai vedeam nimic. Ne-am urcat într-un camion cu bănci și ne-am întors în oraș. Ne-am dat jos pe cheiul gârlei și apoi am luat-o pe splaiul Unirii spre piața 6 septembrie. Pe drum înaintau alți legionari cântând Decădem cu toții izbiți în frunte, mi-e dragă moartea, pentru capitan, ziceau ei. Mai văzusem în jurul casei verzi o inscripție pe o pancartă ținută de unul la capătul sicrielor. Pe locul unde au fost răpuși legionarii, legionarii stau de gardă. Asta avea un înțeles. Legionarii, așa credeau ei, biruiseră. Mulți căzuseră, dar iată, rămăseseră destui ca să stea acum de gardă pe locurile unde alții căzuseră. Asta însă, cu moartea care le era dragă, ce înțeles mai avea cine să-i mai izbească în frunte. Pe splaiul unirii ne-a prins din urmă o coloană care avea șefi în față și în fața celor din față un singur șef. Acesta înaintea ca și când ar fi vrut să ia cu asal ceva, deși mergea normal. Unduirea umerilor sugera însă o agresivitate abia stăpânită. Capul gol era mongoloid, cu păr negru, bogat, tuns însă la tâmple, dar cu o meșă coborându-i pe o parte a frunții. În spatele lui am zărit unul cu o figură mai blajină, de intelectual ardelean, încioare cioareci albi, cu bundă în spate, cu micul și red verde la butoniera cămâșii în loc de cravată, șnurul acela al lor. Alături de el un legionar înalt, cu o claie de păr cât toate zilele pe cap, cânta sau striga ceva și expresia lui devenea în acele clipe stupidă. Ceilalți șefi nu aveau în înfățișarea lor nimic deosebit. În piața mare sau 6 septembrie, cum o botezaseră ei, se vărsau toate coloanele. Profesorul m-a dus cât a putut mai aproape de tribună. Mult prea aproape nu se putea. Am dat de un cordon care ne-a oprit, dar se vedea bine. Am văzut cum au apărut șefii. Profesorul îmi spunea cine este. Ăsta e Cutare, comandantul corpului răsleți. Ăsta e Radu Mironovici, comandant al bunei vestiri. Ăsta e Dumitru Grozea, comandant al muncitorilor legionari. Radu Mironovici purta cizme înalte, pantaloni bufanți și cămașă verde cu centură. În spatele tribunei se ridicase la marginea pieței un panou înalt, verde, pe care era sugrăvit în această mărime uriașă chipul capitanului, care privea parcă dincolo de veșnicie, spre acel absolut în care sărise ca să rupă istoria, așa cum spusese filozoful său. N-a trecut mult și au apărut Horia Sima și generalul, amândoi, ca și Radu Mironovici, în cămăși verzi și cu centuri și diagonală, fără nimic pe cap. Așadar, generalul își lepădase uniforma sa de general și îmbrăcase cămașa verde. Arăta parcă bătrân și alb, generalul Antonescu. Singur, ai fi zis chiar prizonier al celorlalți în mijlocul cărora stătea. Bărbați tineri cu chipuri dure, voinici, cu frizuri bogate și negre. Mâinile generalului erau aduse în față ca la o slujbă, într-un reflex inconștient de supunere sau umilință, sau poate dintr-o dorință de a fi firesc om, de a nu sta drepți, el, un general, conducătorul statului având în spate armate în mijlocul acestor inși care se supuneau altei discipline, a lor singură, a organizației lor, ale cărei frâne nu el le ținea. În timp ce Horia Sima începuse să vorbească și o mare liniște se așternuse peste marea de oameni, nu ascultam, mă uitam la general, care nu ținea capul chiar în jos, dar nici cu totul drept, trufaș și triumfător, cum îl ținea cel care vorbea. Ce se întâmpla cu el, mă întrebam, chiar devenise oficial și el legionar? Aerul vag împovărat și expresia deloc senină a generalului m-au impresionat. Gândiri și întrebări chinuitoare păreau că turbură mintea lui de militar, care își luase cu de la sine putere răspunderea de a fi instaurat dictatura sa militară împreună cu o mișcare cu un trecut pătat de crime. I-am ascultat la radio discursul când au luat puterea. Vă chem la muncă și la ordine și vă chem să mă ascultați. Te ascultăm, mi-am spus. Dar ce ai să faci? Ce ne spui? Și ne-a spus: O săptămână mai târziu, i-a adus pe legionari la putere. Domn profesor, zic eu, la un moment dat, am obosit, aș vrea să plec acasă. Nu eram obosit, dar mă plictiseau discursurile care nu spuneau nimic. Aceeași frazeologie ca și în ziarele și cărțile lor: că anii trecuți au fost ani de tiranie, că armata germană, cea mai puternică din lume, garantează destinul nostru, că există două lumi care stau față în față: democrațiile cu tot cortegiul internaționalismului și revoluțiile naționale cu idealul unei noi ordini. În această Europa bătrână. Capitanul a ajuns la schitura rău. Dăruind această condică Sfântului Schit, noiim jurământul nostru de a lupta uniți până la moarte pentru Hristos, Rege și națiune, împotriva tuturor jidanilor și de a rămâne uniți și dincolo de mormânt. În momentul în care se va pune chestiunea de a primi fiecare ce îi revine. În concertul european, România va primi drepturile sale. Noi trebuie să înțelegem că dacă acum scăpăm momentul, l-am scăpat pentru veacuri întregi. Europa ce va veni nu va fi de 20 de ani, ci de secole. Să intrăm în luptă și vom învinge. În fața generației noastre, se prăbușește o lume întreagă și se înalță alta. Tiranul înainte de revoluție era unul, după revoluție au fost mai mulți. E clar că doi oameni pe lume nu pot fi egali. Cel care muncește, cu cel care nu muncește. Libertatea nu s-a realizat. Au profitat însă unii, evrei. Politica secolelor 18 și 19 era o luptă a iudeomasonilor cu poporul, ei au falsificat istoria. Hodorong tronc. Așa vorbeau toți. Când să se închege ceva în mintea lor, apărea deodată țignala la asta, evrei, jidanii. Și dacă n-ar fi fost evrei, ce s-ar fi ales de mișcarea lor? Mă gândeam să-i spun chiar atunci profesorului, dar nu era acolo locul unei discuții. M-am înțeles cu el să-l vizitez după ce citesc cărțile. Mi-am luat la revedere și am plecat. Am uitat însă de el multe săptămâni. Aveam alte griji. Banii pe care mi i-dăduse tata la plecare se împuținaseră. Și dacă aveam ocazia să mănânc pe la siliștendei noștri, nu ezitam bineînțeles la ei acasă, la familiști. Mă duceam pe la ei și la plecare eram reținut la masă, deși eu protestam. Erau unii care lucrau pe la Malaxa, alții pe la Grivița, toți erau bucuroși să mai audă ce mai e prin sat. La toți e clar, le spuneam că sunt funcționar la o editură, fiindcă știam că ei vor scrie în sat la rudele lor și vor spune și ce e cu mine. Dacă le spuneam că încă n-am găsit de lucru, ce ieșea? Îl amăram degeaba pe tata. Așa i-a venit rândul din nou lui Megherel, pe la sfârșitul lui noiembrie, după ce plătise consumația aceea de la frații Rohus. M-a primit foarte bucuros, numai că după masă, muiera lui ne-a pus pe masă vin, și vinul ăsta, nu știu de ce, parcă nu i-a prea priit lui Megherel. Din una, din alta, deodată îmi dădui seama că Megherel vorbea în Dodi. Nu știu ce spunea. Sunt oameni care nu pot ține în ei ceea ce știu, pe semne fiindcă au un sentiment obscur de solidaritate cu toți oamenii în mâna cărora se predau să-i judece pentru ce au făcut povestesc totul primului venit, vrând parcă să afle de la unul care nu e implicat, dacă faptele pe care le va povesti i-au schimbat cumva soarta și nu mai seamănă cu oamenii obișnuiți, spre care acum aspiră cu un soi de deznădejde. Hotărât, Megherel nu mai apărea acum ca un biet om simplu, care să vârșise cu simplitate un act simplu. Rămânând mai departe ceea ce fusese înainte. Era foarte neliniștit, aș putea spune îngrozit, dar nu în așa fel încât să ia în mod firesc hotărârea să se desprindă de lucruri care îl neliniștea și îngrozea. Era parcă o spaimă abstractă, care e foarte neliniștitoare când apare la oameni ca el, fiindcă îți dai seama. Că le lipsește curajul să ia vreo hotărâre și suportă pasiv teroarea obsesiei. Umbre întunecate apăreau și dispăreau în povestirea lui, cu mare forță de sugestie. Parcă vedeam totul, întregeam cu gândul ceea ce lipsea, refăceam singur legăturile în chiar clipele când povestirea lui incoerentă se potignea. Că într-o zi, Știi când, zice Megherel, în noaptea când a fost omorât, și Iorga, știi că Iorga a fost omorât, știu, zic, ei, camaraz de la Casa Verde, l-au chemat înăuntru și s-au uitat la el în tăcere. O să plecăm, i-au zis, la noapte, undeva, pe la miezul nopții, să se ducă pe acasă să mănânce și să se întoarcă la ora 23. Noaptea asta a fost acum câteva zile, a adăugat Megherel cu o memorie ciudată. Știa precis ziua. Era în noaptea de 26 spre 27 noiembrie. N-am înțeles la început ce importanță avea data, de ce o memorase el atât de bine. De anumite fapte cumplite, se lipesc lucruri lipsite de importanță. Ziua precisă când au avut loc, dacă ploua sau era cer senin, dacă era sau nu lună pe cer, ce oameni ai întâlnit, cum mergea motorul mașinii, dacă făcusei plinul de benzină înainte de a pleca. Făcusem plinul, nici eu nu știu de ce, povestea Megherel, cu toate că mi se spusese că nu vom merge departe, nu ne vom îndepărta mult, ba chiar deloc de București. Unde n-au vrut să-mi spună. Camarade, o iai pe strada cu tare. Mergi, camarade, drept înainte. Era o noapte întunecoasă. Nimeni nu vorbea. Dacă aș fi fost singur cu ei, m-aș fi oprit și aș fi întors că... Dar nu eram singur. Mi-am dat seama că și înainte și în urma mea mai erau mașini. Mergeau la distanță, dar avusesem timp să le văd la plecare, demarând din curtea prefecturii poliției, una câte una, fiindcă de acolo am plecat. Cât să fi mers! Când m-am oprit, m-am uitat la ceas. Era ora 12 și jumătate. Mașinile s-au strâns cu întârziere cam de un minut una față de alta, înaintea unei porții mari, din care porneau ziduri cu sentinela la poartă, și ușile au început să se deschidă fără să fie trântite, și din ele să se dea jos oameni. Erau în raglane și s-au apropiat de poartă și au intrat înăuntru. Fără ca sentinela să-i oprească, am auzit cocoșii cântând, nu știu pe unde, undeva, departe. Mă uitam bine să văd unde eram. Numai eu și cu încă doi, rămăsesem la mașini. Ceilalți șoferi făceau parte din grup, se duseseră și ei înăuntru. Măi, frate, ce închisoare sau cazarmă e asta? L-am întrebat pe unul din ei. Ieșiserăm toți trei din mașini și ne aprinseserăm țigările. Jilava, zice. Și de ce am venit, zic luăm niscaiva de ținuți? Nu știu, zice. Camarade, îl aud pe urmă că mă mustră. Nu cunoști secretul, de ce pui întrebări? Și după câtva timp, tot el așa înșoaptă. Aici sunt strânși cei care l-au omorât pe capitan, cei care au dat ordinul, miniștri mari, dar și ăia care l-au executat. Erau la Văcărești, ei, acum sunt aici, sub pază legionară. Vorbele astea au fost puse cu liniște. Adică totul e în ordine, paza e mai sigură. Soldații, cine știe, cum sunt ei, băieți de la țară, habar n-au pe cine păzesc, pot să le dea și drumul, adică, din neglijență, să-i facă scăpați. Au fost cazuri. Hm. Va să zică, cei care l-au omorât pe capitan au fost prinși și sunt chiar aici. Bun, și ce căutăm noi acum, acolo, la 1 după miezul nopții? N-am apucat să-mi termin gândul. Din închisoare, tot așa ca dintr-o îndepărtare, am auzit împușcături, răpăituri neîncetate apoi s-a lăsat liniște. S-a terminat cu ei, zice tot la care știa cine e înăuntru și aruncă țigarea. Atât durase. Năvala peste ei, pregătirea, împușcarea, cât am fumat o țigare. Pe urmă s-au auzit cântece, voci înalte ca niște urlete. Mai pe urmă a continuat Megherel am aflat că pregătirea fusese făcută dinainte cu gardienii legionari. Lacătul celulelor fusese scoase din timp, au deschis ușile și au tras cu pistoalele în ei până le-au descărcat complet. Pe urmă, cântecele au încetat și i-am văzut că ies și vin spre noi. Am dat drumul la motor. S-au urcat câte patru în fiecare mașină și dă drumul înapoi spre prefectură, camarade. Toți stăceau și la un moment dat, unul îmi spune, camarade, știi cum pedepsim noi trădarea? N-am spus nimic, fiindcă n-am înțeles că mie îmi spuneau vorbele astea, adică eu să nu trădez. A, apoi am înțeles și am răspuns. Știu, cum să nu știu? Un om când povestește, el retrăiește totul în fața noastră, continuă Ștefan. Altfel, de ce ar povesti? Nu ceea ce îmi dăstăinuise Megherel mă impresionase, ci un sentiment care îl trăise el atunci când fumase acea țigare și îl retrăia acum în fața mea fără să-l numească. Jocul expresiei lui, în care se întipărea, apărând și dispărând un gând fără scăpare, m-a urmărit pe urmă și pe mine, stârnindu-mi aceeași neliniște, deși eu nu eram implicat. Dar mă simțeam, fără să-mi dau seama cum, ce retrăia, fără putință de scăpare, megherel în timp ce împovestea dincolo de cuvinte. Nu era chiar așa că se făcuse legionar pentru simplul motiv că îi se ceruse să fie, că adică fusese chemat și el răspunsese la chemare fără să știe ce face. Dacă îi s-ar fi cerut acest lucru înainte ca legionarii să ia puterea, hotărât că n-ar fi răspuns la chemare, dar acum răspunsese. De ce? Pentru că era conducător al statului, un general care garanta pentru ei. Un general care îi chemase să conducă țara cu el, și în țară erau legi, era o ordine. Ei, legionarii, adică, împreună cu generalul, erau statul, nu guvernaseră atâția ani până atunci, ducând țara în impas? Acum a venit generalul, i-a adus și pe legionari, înseamnă că știe el ce face. Și deodată, din chiar prefectura poliției, adică a statului, porniseră într-o noapte, în cel mai mare secret, mașini înțesate cu ucigași se duseseră cu ele undeva și asasinaseră oameni. Cum așa? De ce în secret? Unde era judecata? De cine se fereau? Cum adică, la putere fiind, faci lucruri care nu trebuiau aflate? Dar după ce se vor afla, ce va fi? Când o afla generalul și aici spaima lui Megherel, îi aducea umbre rătăcite în priviri. În ce se băgase și dacă va trebui să răspundă? Ei, eu, consăteanul lui, ce credeam? Ce o să se întâmple? Nu știu, mă, Megherel, de unde să știu? Cine poate să știe? I-a răspuns. Avea încredere în mine sau își pierduse busola? Am plecat și de atunci nu l-am mai văzut. Era la prânz, am trecut pe acasă, am luat cărțile și m-am dus să-l văd pe profesorul Cotigă. Ei, mă întâmpină el, avansând asupra convertirii mele cu entuziasm pe jumătate. Acum înțelegi? Nu înțeleg, domn profesor, îi spun eu cu toată sinceritatea. Nu mi-ați răspuns la întrebările pe care vi le-am pus data trecută. Nu pot trece peste ele. Sunt realități brutale. Vedeți, lângă dumitrul lui Nae, zace acum Nicolae Iorga. Și știți ce a răspuns al lui Tălvan când l-a întrebat cineva, Megherel îmi spusese, auzise și el de la unul din sad: Și cum te simți acum, Dumneata? când știi că ați omorât un mare om al acestei țări? Tălvan a răspuns, mă simt extraordinar de satisfăcut. Va să zică, nicio scuză, niciun regret. Va să zică, nu se aruncă vina pe niciun grup de fanatici. Crima e însușită. Ștefane! mi-a răspuns el. În orice mișcare sau partid apar, fie că ne place sau nu ne place, tendințe extremiste. În Revoluția franceză, Montainarzi și Gironda, în timpurile noastre, Hitler dă ordin să fie omorâți toți partizanii cu tendințe extremiste de stânga, fără proces. La noi, în Partidul Național Țărănesc, a apărut stânga lui Iunian, care a simpatizat cu comuniștii, în timp ce partidul cu maniu în frunte au făcut cartel electoral cu noi ca să-l înfrângă pe tătărăscu în alegeri. La ruși, Partidul Social Democrat s-a rupt în două și au apărut bolșevicii de stânga și menșevicii mai de dreapta, care au fost pe urmă striviți, dar nu cu proces ci în timpul fierberii revoluției. Nu trebuie să te sperii. Politica unui partid, oricât de ideale i-ar fi principiile, în practică naște opoziție, dușmani pe care ori nimicește, ori te nimicesc ei pe tine. Înțelegi ce vină aveau aici Iorga și Dumitrul lui Nae, l-am întrebat. După știrea mea, zise profesorul, Iorga era vinovat direct de moartea capitanului. Cine l-a pus să-l dea în judecată pe capitan? În orice caz, trebuie să știi: Regele a informat dinainte un număr de personalități despre intenția sa de a-i da ordin lui Armand Călinescu să-l lichideze pe capitan. Și Iorga a fost printre ei și a acceptat. A fost pedepsit. Cât despre Dumitru lui Nae, ăsta totdeauna ne-a înjurat în sat la noi. Era și el un dușman al legiunii. Desigur, unul mai mic, dar acolo în sat era mare. Deci temerile mele sunt justificate. Aveți de gând să faceți noi victime dacă un legionar are un dușman personal, cum a avut Victor Bălosu, jos cu el. Profesorul se uită la mine cu ochii măriți. Nici eu nu m-am înșelat cu tine, îl aud că îmi spune. Și tu ești un om care te găduiește și nu unul de bună credință căruia îi place să afle adevărul. Cunosc specia, ai mereu ceva de zis, cu toate că ți se răspunde cinstit la toate întrebările. Tipul acesta de om din care faci parte o întoarce mereu cu obiecții peste obiecții, cu raționamente, distincțiuni, diversiuni, denaturări, reprobări. În fundul inimitale tale ne ești dușman. Ai un spirit negativ care se pune imediat în mișcare îndată ce ți se afirmă ceva înalt. Ai citit cărțile, dar n-ai înțeles nimic. În timp ce atâția tineri de vârsta ta le înțeleg și aderă la credința pe care o găsesc în ele. Nu vrei să pui umărul, să acționezi cot la cot. Te consideri inspector din oficiu al istoriei contemporane. Nu vrei să te încadrezi, ne pândești. Comunitatea de dragoste și muncă ți se pare servitute. Ești un individualist, veleitar al autonomiei totale a scumpei tale persoane. Absorbirea ființei tale într-un ideal care te depășește, ți se pare subjugare nedemnă. Din fericire, dragă Ștefane, cazul tău pe măsură ce va trece timpul și nu foarte târziu, se va simplifica mult. Profesorul tăcu. Ultimele lui cuvinte sunaseră ca o promisiune. Am început să râd. În ce fel, domn profesor? O să mă puneți în piața publică și o să-mi dați 25 la cur? Nu, no, asta nu, fiindcă te vei grăbi tu să te simplifici. În fața victoriilor noastre, spiritul tău negativ te va face mic și meschin. Nu vei conta, fiindcă cineva care stă pe din afară nu poate să judece ce e înăuntru. Cum să nu, i-am răspuns, după acțiunile care sunt rezultatul hotărârilor dinăuntru. Linia moralei legionare, zice el, își are apărătorii ei, sunt morții noștri, martirii legiunii, iar judecătorii ne sunt comandanții noștri, iar ei se ghidează de credința noastră comună, puterea noastră de abnegație. Incapacitatea ta de aderare pe lângă lașitate îți va mai aduce și alte daruri, fiindcă mintea îți merge. E chiar uimitor că te pasionează istoria nu ca un simplu școlar, ci ca un om matur care se leagă de ceva care aparține umanității cu toată puterea lui de simțire și gândire. Dar, păca de tine, ți-o spun sincer, ești lipsit de ideal. Conștiința ta va fi curând populată de viermi și coropișnițe. Sunteți prea sever cu mine, domn profesor, i-am răspuns. Nu sunt un tip viermănos. Vreau să vă mai pun o întrebare. Pun-o, dacă crezi în mod sincer că răspunsul meu îți va folosi la ceva. Da, e o întrebare cheie. Ar fi naiv din partea mea să vă întreb de pildă ce s-ar întâmpla dacă prin absurd dar nu chiar atât de absurd. Din moment ce lucrul e prevăzut chiar în cărticica șefului de cuib, ați fi judecat greșit de șefii dumneavoastră, care nu pot fi infailibili și condamnat la moarte. Dacă justiția nu există și judecătorii vă sunt doar șefii și din moment ce există și pedeapsa legionară, Eroarea e posibilă în stil mare, oricât de comună va fi credința. Mi-ați răspunde probabil că e cu neputință ca șefii să greșească. Nu, că nu se poate ca prezidentul Consiliului de Judecată Legionar, camaradul Dumitru Grozea și ceilalți membri, Corneliu Georgescu, comandantul Bunei Vestiri, Papa Nace și Vasile Iovin, să greșească. Așa scrie aici în ziar că ședințele vor fi secrete și vinovatul n-are dreptul la avocat. Bineînțeles că aș răspunde, a exclamat profesorul. E absurd ceea ce spui. De ce? Singur ați afirmat că într-un partid pot apărea tendințe extremiste și dacă ați nimeri fără să știți, într-una asemănătoare celei în care s-au pomenit partizanii lui Râm, de care pomeneați și pe care alți șefi o reprimă fără milă. De unde știți ce fel de legionari sunteți? Nu sunteți unul mic și aveți șefi la care țineți. Și dacă șefii ăștia, care n-au obiceiul să dea socoteală celorlalți legionari, Alunecă spre o tendință extremistă. Vreți să spuneți că o să aflați, dumneavoastră, dinainte și o să vă orientați? Încotro! Dacă ies victorioși extremiștii, teoria dumneavoastră cu extremismul dintr-o mișcare politică e foarte interesantă, dar am impresia că nu mergeți cu concluziile până la capăt. Nu e posibil, zise profesorul. Legiunea e unită. De unde știți? Știu, afirmă profesorul cu tărie, deși se vedea că nu știe și că întrebarea mea îl turburase. Știu foarte bine. Pune întrebarea ta cheie, continuă el, și hai să ne despărțim. Nu ne înțelegem. Mi-a spus că n-am un ideal. Spuneți-mi, am zis eu, considerați idealul dumneavoastră unicul ideal posibil? O să-ți răspund, da, îl consider unicul ideal posibil. Și nu uita că pe vremuri, când Isus a coborât în mijlocul poporului său, unii s-au convertit, alții l-au tăgăduit. Acești tăgăduitori ai căror urmași sunt jidanii de azi, poartă asupra lor în veșnicie stigmatul ucigașilor de Dumnezeu. Ei sunt o primejdie continuă pentru neamurile credinței, pe care vor să le dezbine și să le prăbușească, răzbunându-se astfel pentru hula dobândită prin tăgadă. Tăgăduitorul și hulitorul în ascuns al legiunii este față de legionari, Ceea ce este jidanul față de creștin. Nu mă amenințați, domn profesor. I-am răspuns. Suntem consăteni și o lege nescrisă spune că cei dintr-un loc, dacă se întâlnesc în alt loc, trebuie să se ajute între ei ca să nu piară. Nu te ameninți, ci te avertizezi, tocmai ca să nu pieri. Vă mulțumesc, domn profesor. I-am mai zis și m-am ridicat și am plecat. Ce fac eu? Mi-am spus pe urma afară, neliniștit, sunt singur, fără sprijin, într-o lume amenințătoare. De ce am venit eu la București? Și, deodată, mi-am amintit. Am venit la București. Să mă duc la Grigore Patriciu, să mă angajez la ziarul lui. De ce nu mă duc? Și am luat hotărârea să mă duc chiar a doua zi. Îl cunoșteam de mulți ani din articole, și încetul cu încetul gândul meu se fixase asupra lui, ca și cum ar fi făcut parte din familia noastră. Îmi devenise din ce în ce mai apropiat. Și tata îi citea articolele și spunea dând din cap, ăsta e un om. Pe urmă mi-am dat seama, nu mă dusesem la el de la început, de frică să nu sufăr un eșec, pentru că ce aș mai fi făcut după aceea? Spaima care mi se strecura în inimă la acest gând era atât de rece, încât am uitat și de gândul că plecasem de acasă cu această idee în cap. Instinctul m-a ferit de primejdie, și o să vedeți de ce. Dacă m-aș fi dus atunci, așa spediat cum eram, în mod sigur aș fi suferit un eșec. Așa, după ce am cunoscut puțin orașul și m-am simțit în el singur și amenințat, am căpătat o încredere. Trebuie să mă ajute. El este aici, singura ființă după părinții mei, care mă poate sprijini să ajung ceva. Eram sigur de mine în neliniștea mea. Secretara lui s-a uitat la mine puțin uimită, dar nu total. Cum credeam eu că o să mă primească? M-a întrebat. Dar tot ea a dat din cap. Poate să încercăm. Să știi că puterea lui e mai mare ca a unui ministru. Uneori îl aud cum strigă la ei: Domnule ministru, bagă de seamă! Am de două ori mai multe date decât am nevoie ca să te dărâm! Și așa și este, a continuat secretara. Dar cu noi se poartă minunat. Nu este exclusă să te primească, dar fii atent! Când ridică glasul să nu întârzi nicio clipă în birou. S-a întors imediat și mi-a făcut semn cu capul. Intră. Am intrat. Marele ziarist lucra. S-a uitat la mine, s-a întrerupt și mi-a spus. Stai jos și spune fără ocolișuri ce dorești. Fără ocolișuri? Dacă eram bun la ceva, atunci trebuia să arăt asta pe scurt. Acești mari oameni n-au timp de digresiuni și nici chef să fie impresionați de nefericirea personală a altora. Nu pot face ceva pentru noi decât dacă suntem utili la ceva. Gândul de a mă face ziarist încolțise în mintea mea ceva mai de mult de când mi se publicase un articol într-un ziar din turnul Măgurele. Despre tuberculoza care bântuia în orașul Alexandria, unde avusesem o prietenă, o fată care murise de piept, asementată lui ei, de la care și luase boala. Era ca un focar acest oraș. Eram indignat. De ce nu se făcea nimic? Articolul mi s-a publicat imediat, așa cum îl scrisesem eu, cu sentimentul de durere care mă stăpânea toată lumea, tot orașul unde eu eram elev, Pălămida, a citit cu emoție mărturia mea. Am fost firește încurajat de ziar să le mai scriu, ceea ce am și făcut. Încă de pe atunci am înțeles că acest mod de a merge direct la țintă era înzestrarea mea și m-am bucurat când Grigore Patriciu mi-a spus să fac tocmai așa. Nu faptul că n-avea timp îl determina, ci era un examen hotărător. Nu m-am grăbit, m-am gândit puțin. Pe urmă l-am privit drept în ochi și am spus: Domnule Patriciu, sunt un tânăr ziarist care vine la dumneavoastră ca la un tată. Cui nu-i place să fie considerat un tată al cuiva? Înseamnă că el este în inima lui, ceea ce în cazul meu era perfect adevărat. De ce, îl aud că zice? Și din glasul lui cald, bărbătesc, am înțeles că am câștigat. Ești orfan? În această lume, da, i-am răspuns. Dar nici în satul din care am plecat nu mă mai simt în siguranță am adăugat eu, cu un sentiment dramatic. Ce e în sat? Mă întreabă tresărind. Ce e și aici? Îi răspund. A urmat o tăcere. Presupun că știi unde ai venit, zice. Cum să nu? Vă citește toată lumea la noi, de atâția ani. Bine, așadar știi că un ziarist trebuie să scrie Restul nu contează dacă sunt sau nu ca un tată. Scrie-mi un material despre ce e în sat și adul încoace. Un ziarist trebuie să scrie și bine și repede. Îți dau trei zile, fiindcă ești începător. Poți să scriu tot ce știu, tot? Mai ales, a scos el un strigăt care m-a ridicat imediat în picioare. Mai ales, dacă apare sau nu, Decid eu, dar dumneata trebuie să-mi scrii tot ce știi. M-am înclinat și am ieșit. Eram fericit. Îmi bătea inima așa de tare încât mă sufocam. Cât durase audiența? Un minut? Dar sunt minute decisive. M-am dus acasă și am pus pe hârtie ce am povestit până acum. În altă formă, bineînțeles. Am găsit un titlu pentru neliniștea mea. Dacă ar ști generalul, l-am scris cu sentimentul că sunt inspirat și am început să relatez totul călăuzit de această idee. Dacă ar ști într-adevăr generalul, știa oare, făcea ceva să ne alunge neliniștea de viitorul sumbru care ne amenința? Peste trei zile am venit cu articolul pe care marele ziarist mi l-a dat înapoi, doar uitându-se la titlu să-l la mașină la secretariatul de redacție. Pe urmă l-a citit. Nu l-a citit. Aș putea spune că l-a sorbit. Erau vreo zece pagini. Cât să fi trecut? Tot așa, un minut, trei minute. Așa este, a răhnit el, bătând cu palma peste hârtii și holbându-se la mine. Dacă ar ști generalul, știe sau nu știe? Asta e întrebarea. Dumneata presupui că nu știe. Rămâi la această presupunere. Dar articolul nu poate, bineînțeles să apară. Însă te angajez. Unde ai mai scris? În faia județeană, drumul nou. Ce județ? Telorman. Și-a vărât din nou capul în articolul meu, pe care îl tot sucea și îl întorcea, ca pe o ciudățenie, în timp ce îmi făcea cu mâna semn să ies. M-am înclinat și am ieșit.